este prea inspirat, poate să piardă pur și simplu niște greșeli. Deci atenție la neatenție, cum se spune. Sunt mai neatenți, mai repeziți, ziua de joi nu au răbdare și sunt, de aceea îi sfătuim, fiind și ostea 7 de metal, să aibă grijă în, nu numai în aspectul comunicării, dar și în trafic, da? Sau la locul de muncă, deci atenție cum comunicați, cum operați cu anumite obiecte metalice, da? Ar putea să vă, ați putea să faceți o mică greșeală. Nativul șarpe nu are nici el o zi prea inspirată, mare grijă la, și voi la obiecte metalice dacă lucrați, eu știu, în construcții sau operați anumite obiecte, anumite ustensile sau utilaje, da? Mare grijă la acest aspect. În schimb, șerpii totuși sunt ceva mai bine aspectați într-o zi de dragon. Au o mulțumire sufletească sau învață ceva nou foarte util pentru viitorul lor. Nativul cal nu are răbdare în ziua de dragon și stă foarte prost la capitolul comunicare. Foarte, foarte prost spun pentru că e și zi de dragon, deci nu-i ajută cu nimic. Calul este și el mai impulsiv. Iată că nu l-am trecut la zodiile impulsive, deși este, chiar și câinele este o zodie impulsivă, pentru că toți justițiarii sunt până la urmă. Dragonul nu-l ajută cam deloc. Să nu uităm că dragonul este aliatul șobolanului, care e dușmanul calului, deci iată de ce nu-l ajută. Însă are și această stea de lipsă de comunicare în cel mai bun caz, sau de certuri, aș spune. Cei care aveți procese nativ cal în ziua aceea de dragon, mai bine amânați-le pentru o altă zi. Ca de exemplu pentru săptămâna viitoare, pentru că nu prea mai vă mai întâlniți ca, într-o zi de lucru din săptămâna aceasta despre care vorbim, următoarea, cu o stea prea bună. Și atunci mai bine l-amânați. Nativul oaie nu prea o duce bine și nu e inspirat deloc în ziua de joi. Chiar au multe obstacole, pot să apară. Este și zi de dragon, au și o stea 5. Atenție la sănătate. Iar pentru nativul maimuță, să spunem că se mai diminuează întrucâtva această predispoziție a stelei 5, dar asta pentru că străbate o zi de aliat, însă nu este, cum vă spuneam, când apare o stea 5, ziua de aliat nu e chiar suficientă ca să te salveze total. Sigur că este ajutătoare, foarte sare în ajutorul tău, îți dă mai multă energie și putere interioară să scapi de obstacole, ca ziua să se termine totuși bine, însă puteți să aveți o zi mai cu provocări, să le spunem. Din care sigur că puteți să ieșiți învingători până la urmă nativii maimuță. Nativul cocoș o duce foarte bine, în mod normal, într-o zi de dragon, prieten secret, cu o stea de succes, de victorii, de succes, cam pe toate planurile. Fac și bani, pot să-i ajute pe alții, pot să-și ajute o companie, dacă lucrează în sânul unei companii sau cu foarte mulți colegi sau subalterni. Cumva aduce un beneficiu cocoșul și șefilor lui. Deci, iată o zi benefică în care sunt văzuți bine și căutați. Nativii câine trebuie să aibă foarte mare grijă într-o zi de dragon pentru că au și o stea de multiplicare. Atenție, ce va multiplica această stea? Păi, steaua anuală 2. Deci, își pot strica relațiile și se pot îmbolnăvi dacă nu sunt atenți sau pot să se agraveze niște boli deja sau suferințe pe care le au. Atenție, nu vă enervați, nu uitați de remedii, sunt foarte puternice, Medicine Buddha, Ulu, Garuda, care vă este favorabil și vouă, oricare dintre acestea trei, da? Fie ca amuletă, fie ca remediu în casă, îl puteți muta, dacă e remediu în casă, pe sectorul de nord-vest, măcar pentru acea zi. Oricum, acolo trebuia să fie, în nord-vest, tot anul. Mistrețul are o zi, aș spune chiar așa și așa, cu suișuri și coborâșuri. Trebuie să aibă grijă și ei la capitolul sănătate, pentru că există steaua de multiplicare a bolilor, dar măcar ziua de dragon nu este dușmanul lor. Și deci pot să treacă mai ușor peste o astfel de zi decât nativul câine și să nu se enerveze. Asta le-am recomandat. Nativul șobolan o duce foarte bine, îi vine energia la loc și liniștea la loc, să spunem, cu toate că este în acțiune și rezolvă foarte multe treburi. Pot să își achite niște datorii, pot să negocieze ceva cu mare succes, pot să, nu știu, dacă vor să se mute, să viziteze niște locuri unde să se mute, sau fie cu serviciu, fie cu casa, nu contează, pot să cumpere, deci pot să achiziționeze, pot să bată palma într-o afacere,
poți să rezolve, deci, într-un cuvânt, multe lucruri într-o astfel de zi bună din toate punctele de vedere și al cuplului, o zi minunată pentru dragoste. Nativul bivol. Am vorbit puțin, nativul bivol, revenim puțin la el, mare, mare grijă la aspectul sănătate în ziua de joi. Am vorbit și despre tigru, că nu este prea bine aspectat, dar bivolul este cel care e puțin mai mult afectat decât tigrul în ceea ce privește sănătatea, ziua de joia viitoare pe 14. Noi o să ne vedem atunci, sigur că da, așteptăm întrebările dumneavoastră. Nu uitați de Facebook, v-am promis un text, sigur, și cu mici noutăți. O să regăsiți acești frumoși Medicine Buddha, atât cel obișnuit din Luli, cât și cel cu mantia aurie. Iată-l aici. Da? Îl mai prezint o dată. Acest Medicine Buddha este foarte frumos și foarte util pentru toți cei care se știu cu probleme de sănătate sau au pe cineva bolnav, da, în familia lor sau printre prieteni. Poate fi dăruit, este și un remediu foarte elegant pe de altă parte, însă este extrem de benefic să-l avem cu toții în casă, pentru că sănătatea, să nu uităm, dragii mei, e totuși cea mai importantă și dacă nu o avem în permanență, știți, toate cad în jurul nostru după aceea. Deci, până la urmă, haideți să ne concentrăm și pe a fi pozitivi, indiferent ce se mai întâmplă în jurul nostru, și să ne protejăm atât cât putem. Eu vă las cu bine, aștept și întrebările dumneavoastră și nu uitați, m-a întrebat mai multă lume care este remediul cel mai bun pentru a atrage prietenul sau cuplul, pentru a se crea un cuplu. Nu uitați de animale de dragoste, adică zodiile de dragoste, le avem, da? Le avem, putem să vă ajutăm cu acestea. Pentru cei care deja sunt într-un cuplu, într-o familie bine înrădăcinată, vreți să aveți fidelitate, vreți să aveți stabilitate în familie, să fiți siguri de că rezistă, sunt rațele mandarin. Rațele mandarin, sigur că sunt sub mai multe culori și aspecte, este foarte important să fie, să fie din metal, atenție, și să se poată umple, ele vin cu posibilitatea de a pune aici cristale de cuarț roz, da? Și pentru a pune chiar și o mantră sau o dorință, da? Pentru ca familia voastră să fie unită și partenerul să vă fie fidel. Mai avem aici ceea ce m-a întrebat o doamnă. M-a întrebat despre puterea aceasta a calului lung ta. E foarte mult de povestit aici. Avem aici un cal lung ta, vedeți, trebuie să aibă fie flama aceea în spate, fie juvaerul. Eu acum vi-l arăt pe cel cu juvaerul, dar amândoi sunt foarte benefici, foarte buni. Iată că și la baza acestuia se poate pune o mantră sau o dorință. Calul lung ta, practic, ne dă putere interioară, ne dă puterea de a crește în plan spiritual, de a putea să fim utili și altora. Și nu numai atât, dragii mei, este mult mai, mai complexă explicația. Dacă doriți, pentru, am un anunț pentru elevii maestrului Raymond Law, da? Ei se dau mai mulți decât sunt, dar nu contează acest aspect, pentru ei. Am aici un remediu care stă în spatele maestrului Raymond Law în permanență. Vă invităm să vă uitați la maestrul Raymond Law pe YouTube dacă nu cunoașteți, că se pare că nu cunoașteți mai nimic, deși spuneți că ați studiat cu el. Acesta este remediul, da, din spatele maestrului Raymond Law. Noi îl avem. Și vă sfătuim să aflați ceea ce este și poate îi învățați și pe elevii dumneavoastră dacă, tot atât că sunteți cam singurei la cursurile dumneavoastră și știm că muriți de singurătate și de grijă altora mai ales. Iată aici remediul, da? Pe care se bazează Raymond Law și pe care, despre care vorbește foarte mult, pe care îl prezintă și pe care îl are în spatele dânsului în permanență. Da? Și mai vorbim. Eu vă las cu bine și ne vedem săptămâna viitoare. Așteptăm întrebările dumneavoastră în continuare. Vă mulțumim tuturor pentru încredere și multă susținere, multă energie pe care ne-o trimiteți. Încercăm și noi să vă trimitem. Și încă ceva.
Vă mulțumim foarte mult pentru toate urările voastre pentru Sfânta Maria Mică. Eu aș considera-o pe aceasta Sfânta Maria Mare, pentru că este vorba despre nașterea Fecioarei Maria. Și eu, la rândul meu, și Marian, la rândul lui, vă urează tuturor Marianelor, Mariilor, Marianilor, Marini, Mia și așa mai departe, și noi avem în familie destul de mulți, vă dorim numai sănătate, să aveți parte de bucurii, de fericire în sânul familiei dumneavoastră și prosperitate și să ne auzim și să ne vedem eventual pe la cursuri și pe unde ne onorați cu prezența dumneavoastră, să ne vedem cu bine.